Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor NCN. Invitatul nostru de astăzi este psihiatrul Cristian Erdei. Bine ați venit la noi! Mulțumesc mult de invitație! Și subiectul discuției de astăzi este teama de eșec. Cât de mult se tem oamenii în general să nu greșească? E o problemă foarte mare asta, cred, acum mai nu. Cred că avem un cult al greșelii. Învățăm de când suntem mici că e foarte, foarte rău să greșești. Și ne temem de chestia asta de când suntem foarte, foarte mici. Încă îmi amintesc un episod așa când era la o sărbare la grădiniță, îmi amintesc că eram niște copilași din ăștia micuți așa, sub 5 ani. Unul dintre ei venise să spună poezie, la un moment dat uitase poezia, se blocase. Efectiv era foarte anxios, a roșit la față, a început să plângă și mă gândeam, pentru cine e așa de important ca la 3 ani, la 4 ani să spui perfect o poezie? Atunci, reacția lui mi s-a părut că încă de acolo începe ceva să se întâmple, nu? O groază dacă greșesc, o angoasă din asta, ce o să zică lumea. Așa că e o poveste foarte, foarte timpuriu apărută, din păcate. E drept că în parcurile de joacă auzim foarte, foarte des, nu pune mâna, nu-i voie, nu. Da. Și totuși aceste nu-uri se răsfrângă asupra noastră ca adulți. Da, și lucrurile continuă după aia cu comparațiile pe care le avem, nu? Istoria mea, de exemplu, pe vremea mea la școală lucrurile se erau așa, se comparau copiii după note. Nu era o comparație doar după o performanță, era o comparație ca și valoare umană. Noi așa înțelegeam. Un copil era mai valoros decât altul dacă avea o notă mai mare. Nu nota doar era mai valoroasă, ci cumva ideea era că omul respectiv era mai valoros. Și e foarte confuză povestea asta cu eșecul, pentru că definițiile... Ideile de a eșua sunt foarte vagi, adică odată ne comparăm cu societatea, nu? Și atunci ne gândim, a eșua înseamnă a nu ține pasul cu cei din jur, nu? Asta însă e foarte discutabil, pentru că o persoană, de exemplu, cu un retard mental, nu? Are alt potențial față de colegii lui de clasă, de exemplu. Atunci, pentru un om care are un QI foarte mare, ideea de a fi comparat cu o persoană mult sub nivelul ăsta e absurdă. Și atunci, ideea de comparație din start e foarte discutabilă. Nu, apoi, o a doua tentantă definiție ar fi eșec înseamnă atunci când nu reușești ce-ți propui. Dar probabil, ca și dumneavoastră, am avut și eu multe experiențe în care mi-am propus multe lucruri în trecut, n-am reușit să le ating și după aia am dat seama ce bine că n-am reușit să le ating. Așa că nu întotdeauna dorințele sunt neapărat un criteriu că îndeplinirea lor e ceva bun. Și atunci e foarte confus să definim ce înseamnă eșec. Singura definiție care are o coerență în sensul ăsta e faptul că eșecul se raportează la realizarea unui potențial pe care îl am în realitate sau nu. Acel potențial e foarte diferit de altor oameni. Și atunci dacă pentru un puști talentat la pictură e foarte important că el să picteze, lucrul ăsta e foarte diferit pentru un alt copil care are un alt potențial. Și asta mi se pare că uităm. Nu e o comparație cu alți oameni. E o discrepanță între cât de sus putem să sărim și cât de sus sărim de fapt. Și singura idee de eșec are legătură cu această poveste. Asta mi se pare că uităm foarte des. Și atunci ne speriem că oamenii ne vor fi superiori, sau că ne vor respinge, sau că nu suntem ca și ceilalți, când de fapt singura comparație importantă e cea între potențial și realizarea acestui potențial. Și ce facem când ne aflăm în fața unei decizii majore? Schimbarea locului de muncă, să răspunzi cu da sau nu partenerului, să te relochezi. Ce faci atunci când te temi să nu cumva să eșuezi în planurile tale? Păi am inventat niște chestii geniale ca să fugim de fricile astea, nu? Orice frică are niște mecanisme de apărare. Printre altele am inventat un concept extraordinar de sofisticat care se numește indecizie. Vezi, Doamne, adică putem să nu decidem, nu? De fapt este o iluzie, pentru că noi decidem oricum. Un domn stă pe o canapea și zice, nu știu dacă să plec sau nu din relația mea de cuplu. Dar în momentul când spune asta, el hotărăște să rămână în relația de cuplu în acea secundă, nu? Și atunci indecizia de fapt este o alegere, o decizie de a nu asuma ceea ce am decis deja. Doar că nouă ni se pare că nu decidem și dacă nu decidem, cumva suntem feriți de toate aceste frici care planează în jurul unei decizii, printre care frica de eșec e printre cele mai puternice, nu? După aia am inventat fel de expresii foarte interesante și așa cumva comice, nu? Eu le văd foarte des la cabinetul unde lucrez.
întâmplător am avut o zi proastă, nu? Adică nu depinde de mine chestia asta. Sau cred că cea mai frecventă expresie într-un cabinet de terapie este nu știu. E în regulă să spun nu știu dacă mă întrebați o stradă pe care n-am fost niciodată, dar în momentul când e vorba despre mine, dacă mă întrebați ce simt sau ce cred despre un lucru, ideea de nu știu e din nou o iluzie. Nu poate să fie două lucruri opuse perfect egale. Și atunci, nu știu, de fapt, este un da sau un nu, mai degrabă un da sau mai degrabă un nu neasumat. E sigur că de multe ori suntem ambivalenți și e și un da și un nu, dar niciodată nu sunt perfect egale. Și atunci, expresii de genul nu știu, întâmplător, inconștient, am făcut chestia asta inconștient, nu? Toate astea sunt niște expresii inventate ca să fugim de asumarea deciziilor pe care, de fapt, le luăm tot timpul și de care nu putem scăpa pentru că fac parte din condiția umană. Sunt oameni care vin la dumneavoastră la cabinet pentru a lua decizii dumneavoastră în locul lor? Da, mă întâlnesc des cu povestea asta și atunci începe o discuție în care încerc să explic că rolul meu e de a facilita, de a facilita autocunoașterea acelei persoane, nu de a crea o decizie în locul acelei persoane. E tentant, uneori oamenii spun, păi sunteți specialist dumneavoastră, știți mai bine, că asta, cu asta vă ocupați, să divorțez sau nu? Și atunci eu spun, eu cred că e în regulă să divorțați, dar părerea mea nu este neapărat așa dumneavoastră. Poți să ai o părere ca terapeut, dar nu e deloc util să impui părerea aia sau nici măcar să sfătuiești o persoană așa cum e firesc ca doi prieteni să-și dea sfatul la o bere, să zicem, în terapie. Sfaturile sunt destul de discutabile și contraindicate pentru că oamenii sunt ajutați mai degrabă stimulându-i să găsească ei propriile concluzii decât spunându-le concluziile tale. Cât de des sunt oamenii atât de marcați de propriile eșecuri încât să ajungă, nu știu, la depresie, la anxietate, la... sau cum percep eșecurile? Foarte des se întâmplă fenomenul ăsta și în terapie vorbim de scheme cognitive, adică un fel de viziune despre mine însumi, despre lume, despre viitor, care e foarte impregnată de ideea eșecului. De exemplu, fraza asta celebră, nu? Puteam să fac mai bine, nu? Sau se putea să fie mai bine. Acum 10 ani puteam să nu fac chestia asta, nu? Asta e din nou o mare iluzie și în jurul ei uneori se structurează 2-3 ședințe de psihoterapie, poate chiar mai mult, pentru că fraze de genul ăsta induc depresie. Ideea că acum 10 ani, la momentul când eu aveam niște limite, o viziune limitată de momentul ăla de timp, atâta puteam să fac eu atunci. După 10 ani, limitele s-au extins. Acum văd altfel lucrurile și atunci eu zic, atunci puteam să fac mai mult decât am făcut de fapt. Dar era o iluzie, pentru că dacă puteam, făceam. Atunci orice chestie care era în trecut nu putea fi mai mult decât atât. Ăsta era potențialul pe care l-am avut eu atunci. Așa că da, în depresie povestea cu eșecul este foarte, foarte prezentă. Și ideea asta de a fi făcut o greșeală irreversibilă pe care nu poți să o mai ștergi, care are consecințe o viață întreagă, e unul din felurile în care depresivii gândesc asupra acestui aspect. Aveți pastile de curaj? Nu. Nu. Ar fi poate prea simplu, nu știu, sau prea superficial dacă ar fi astfel de pastile. Mi se pare că e important să avem curajul ca capacitatea de a trece peste frică, de fapt prin frică, nu ca absența fricii. Mulți oameni înțeleg curajul ca absența fricii. Dacă nu e frică, nu are sens nuțiunea de curaj. Curaj înseamnă când treci prin frică, nu pe lângă ea, nu peste ea, nu pe sub ea, ci prin ea. Și tocmai asta este foarte, să spunem, curajos sau de inspirație la oamenii care pot face lucrul ăsta. Dacă ar fi o pastilă, poate ar fi destul de neimpresionant, așa, să facă cineva lucrul ăsta, să zicem. Și aveți, nu știu, vreun truc, vreun exercițiu, vreun joc pentru a încuraja pe oameni să renunțe la această teamă de eșec? Sunt multe tehnici în terapie care sunt foarte interesante și unele dintre ele sunt, așa cumva, destul de creative, prin care noi încercăm să aducem deciziile mai aproape de a fi asumate. Spre exemplu, o tehnică interesantă așa ar fi dacă ți-ai imagina că, fără îndoială, prin absurd, peste o lună sau peste 3 luni n-ai mai fi. Să zicem că ai dispărea, ai muri, nu știu. Presupunând prin absurd că n-ai fi altfel decât ești acum din punct de vedere fizic, n-ai fi la pat, n-ai fi într-un spital. Ce ai face legat de chestia aia? Ce decizie ai lua legat de chestia? Ți-ai schimbat job-ul ăla sau nu? Ai rămâne în relația aia sau nu? Și ideea asta a finitudinii, conștientizarea faptului că la un moment dat se termină viața,
te face un pic mai treaz și mai lucid cu lucrurile pe care e nevoie să le decizi. Apoi sunt câteva lucruri din astea interesante. Uneori confundăm ideea de trebuie să cu ideea de îmi doresc să. Mă sună un prieten să mă cheme la o bere, în timp ce fac duș, sună telefonul și primul meu gând e ce bine dacă ar suna și mi-ar spune că nu mai vine. Și atunci am dat seama în felul ăsta, de fapt, eu nu-mi doresc să merg la berea aia. Și atunci pot să-mi pun întrebări de genul dacă s-ar contramanda, dacă m-ar suna patronul mâine și mi-ar spune, știi, s-a închis firma, a dat faliment. Primul meu sentiment, primul, ar fi de ușurare sau nu? Și atunci, punându-mi astfel de întrebări, pot să îmi dau seama un pic mai bine ce-mi doresc de fapt și ce decizii pot să iau. Doar că uneori nu e ușor pentru că lucrurile se confundă. Și atunci oamenii zic, nu știu dacă îmi doresc chestia asta, nu îmi doresc chestia asta, devine foarte înceață de foarte multe ori. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații. Iar dumneavoastră să rămâneți sănătoși și reflectați la ceea ce ne-a spus Cristian Erdei.